Bine v-am regăsit! Suntem pe drumul de întoarcere de la mare, de pe litoralul românesc. Vrem să vă povestim singurul motiv pentru care mai mergem pe litoralul românesc. Pentru că știți deja că nouă ne place să mergem în Grecia, la mare, să ne relaxăm, să facem plajă. Sau Turcia, sau oricare altă mare. Da. Și pentru calitatea mării, pentru culoarea mării, dar și pentru nisipul din altă parte. Se pare că la noi nu merge numai mitocănia și gunoaiele aruncate, ci calitatea mării. Am văzut că era plină de alge și mirosea urât. Pe unde am fost? Și la Costinie și la Eforie? Nu știu, se pare că nu ține cu noi. Marea la noi nu e ce trebuie. Mă rog, pe lângă faptul că noi avem rude la mare, putem să mergem, deci nu trebuie să ne căutăm cazare, nu trebuie să campăm, mergem și ne face foarte mare plăcere să mergem să vizităm rudele. Cu ocazia asta vizităm și rudele. Da. Dar principalul nostru motiv este că putem să zburăm. Da, ne place să zburăm cu paramotorul, cu parapanta simplă. Și, cum știți, de sus se vede cel mai frumos. Da, chiar se vede foarte fain de sus și vrem să vă arătăm și vouă cum arată litoralul nostru de sus. Thank you.
Imaginile astea cu parapanta pentru cei care nu sunteți pasionați sau nu vă interesează cum se vede de sus.
ținem și să mulțumim noilor noștri abonați, pentru că am văzut că se abonează din ce în ce mai multă lume la canal. Țineți aproape, nu uitați să dați like, subscribe, apăsați și clopoțelul. Și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!